Lingeria intimă pe care o poartă bărbații și felul în care aceasta le susține organele genitale afectează calitatea spermei. Bărbații trebuie să doarmă goi dacă vor să aibă copii, au afirmat cercetătorii de la Institutul Național de Sănătate a Copilului și Dezvoltare Umană din Statele Unite. Studiul a fost realizat pe 500 de bărbați timp de un an și a monitorizat preferințele lor în materie de lingerie și calitatea spermei. Rezultatele au arătat că bărbații care poartă chiloți largi în timpul zilei și dorm dezbrăcați noaptea au un indice de fragmentare a ADN-ului din spermă cu 25% mai mic decât în cazul celor care poartă lenjerie strâmtă ziua și noaptea. E știut faptul că bărbații care cresc temperatura testicolelor, fie prin expunerea la căldură la locul de muncă, fie prin purtarea lenjeriei de corp strânse, au materialul seminal mai sărac, iar calitatea acestuia e mai proastă comparativ cu bărbații ale căror testicule sunt mai reci. Tații potențiali sau oamenii care pur și simplu au grijă de sănătatea lor reproductivă, nu pierd nimic dacă aleg să poarte haine mai lejere sau chiar să renunțe la ele în anumite cazuri, știind că în acest sens își vor proteja capacitatea lor de a procrea.